prima zi de școală, cum a fost? Emoționat. Era frumos. Da, știai limba? Erai sigură pe tine, nu? Uh-huh. Și relația cu colegii, cu profesorii? Foarte frumos. A venit un moment în care părinții ce-au zis? Gata cu Italia. Da. Cum ai primit vestea asta? E foarte grea, e urât. Am prins-o urât. Și nici acum încă nu te-ai împăcat cu ideea asta de a... Puțin, nu vreau. Da. Prima zi de școală aici în Ierbiceni, în România, cum a fost? Greu. Da, greu. Dar cunoșteam deja. M-a reacționat bine pentru că ea vrea să rămână acolo, avea colegii școală acolo, i-a crescut acolo, vă dați seama că era mai ușor pentru ea acolo. Când m-a dus acasă, încet de cu prieteni. Greu. Greu. Noi acasă, acolo, vorbeam tot timpul cu fata, vorbeam limba română. Îi spunea de multe ori să vorbească limba română. Noi vorbeam română, ea vorbea italian cu noi. Pasiunea ei, italiană? Da. Actual, acum acasă. Noi vorbim cu ea română, ea vorbește italian. Ce să facem? Ce înseamnă pentru tine Italia? Viață. Părinții bănuiesc că vor să rămână cât mai mult, nu? Vor să rămână aici, definitiv. Da. Dar tu ce planuri? Tu ce-ți dorești? Italia. Să termin școala, toată școala și să mă duc. Prima dată au plecat în Italia cei ce aveau să-i fie bunici, să tot fie vreo 20 de ani de atunci. Tatăl Giuliei, elev la vremea respectivă, i-a urmat după ce a terminat școala profesională. Acolo, în Foggia, un orășel din sudul Italiei, a cunoscut-o pe mama Giuliei, iar acum 13 ani a venit pe lume fetița. Toți au plecat pentru o viață mai bună și nu s-au oferit niciodată de munca grea. Giulia era fascinată de țara în care s-a născut, de istoria și cultura Italiei, iar materia ei favorită era italiana. În aprilie 2021, însă, părinții Giuliei s-au gândit că s-ar putea să le fie mai bine acasă, în Ierbiceni, județul Iași. Un loc care pentru Giulia înseamnă orice, dar nu acasă. Povestea ei poate fi replicată la sute de mii de copii români, copii remigranți. Oficial, cuvântul remigrant nu există în niciun dicționar românesc. Remigrație da, remigrant nu. Un detaliu care explică poate prea puținele informații despre românii care au emigrat, dar și dezinteresul pentru românii remigranți, aflați la a doua emigrare, adică românii care după ani și ani îndrăznesc să spere că România poate fi din nou acasă. Pe tema remigrației există un singur studiu realizat de Asociația Alternative Sociale pentru perioada 2008-2012. Cercetările au arătat că peste 21.000 de copii români reveniți din Italia și Spania au solicitat atunci echivalarea studiilor pentru reînmatricularea în școlile de la noi. Mai bine de 7.000 de copii aveau probleme de integrare. Mi-amintesc chiar primii ani când recunosc că gestionam destul de greu această situație în condițiile în care era, cred că, clasa a treia sau a patra și copiii nu reușeau să vorbească corect limba română și nu înțelegeau limba română și atunci clar că în primul rând am căutat eu soluții pentru a reuși să-i ajut și apoi am încercat să
discut cu alți colegi cu mai multă experiență decât mine și prin ore remediale să lucrez cu ei, să discut foarte mult cu ei, pentru că ei erau și foarte introvertiți, tocmai din cauza că nu reușeau să mă înțeleagă, să se facă înțeleși și se simțeau așa stingheri, nu se simțeau în largul lor, tocmai din, erau niște neajunsuri. Mi-aduc aminte de un băiețel din Italia venit, mama mi-a spus foarte puține cuvinte, mai spre deloc nici nu știa ce trebuie să facă, cum poate să-l ajute. Copilul înțelegea, nu știu dacă înțelegea 20% din ceea ce vorbeam noi. Mi-aduc aminte că a fost o perioadă tare dificilă. Sincer, apelam tot timpul la Google Translate, pentru că erau cuvinte pe care eu, da, înțelegeam ce îmi spunea, dar nu reușeam eu să mă exprim, să-l ajut, pentru la început cel puțin, nu puteam să-l oblig să vorbească direct în românește, când el, sărăcuțul, era venit din străinătate și limba lui era aceea, nu puteam. Sunt lipsuri foarte mari ale sistemului nostru educațional. Și poate și la stilul de predare ați simțit că da, e diferit? E diferit. Să știți că este extraordinar de mare diferență între ce competențele care se fac în alte sisteme educaționale, care se caută să se dobândească, și cele ale noastre de aici. E diferență mare. Să știți că în fiecare ochișor, în fiecare pereche de ochi este o experiență. Și în spatele ochișorilor este totdeauna cel puțin un adult. Acolo trebuie să găsim rezolvarea. Un copil odată mi-a spus, știți, din Italia, în fața școlii, s-a arborat steagul României pentru că erau foarte mândri că m-au trimis la o olimpiadă de matematică. În Spania s-a făcut o cercetare despre cum s-au adaptat copiii români acolo. Și coordonatoarea acestei cercetări, profesoara Sun Berne, ne spunea că despre copiii români, că au spart un mit, respectiv olimpicii la matematică în Spania erau asiaticii. Acum olimpicii la matematică în Spania sunt copiii români. Șocul cel mai mare cred că a fost când au auzit de temele pentru acasă, pentru că știm că în afară ori sunt spre deloc, ori sunt organizate un pic altfel, sunt mult mai creative în proiecte, pe grupuri. Ei au trecut printr-o dublă schimbare. Au plecat acolo, au încercat să se adapteze. Mulți dintre ei au reușit chiar să se integreze acolo și să-și facă prieteni, să participe la niște activități extracurriculare, da? Vorbim de activitățile care se petrec în afara școlii. Au reușit practic să treacă de punctul acesta culminant al integrării. Iar după aceea, în sufletelul lor s-a produs o nouă ruptură, întoarcerea acasă. În cadrul ședințelor de consiliere, cu atâta plăcere vorbesc despre mediul de acolo, despre prietenii pe care și-au făcut și cu care mai țin legătura, despre parcurile de acolo pe care le știm, despre parcurile de distracție, despre muzeele și parcurile astea de aventuri în care intri cu bicicleta, te plimbi jumătate de zi, te simți în siguranță, poți să servești un picnic undeva împreună cu familia. Le lipsesc aceste lucruri în momentul în care se întorc aici în țară. Am avut chiar o fetiță care aveam un exercițiu la matematică simplu, să adune suma cu diferența, și mă întreba: eu ce trebuie să fac? Pentru că ea nu avea acești termeni în vocabularul ei. Nu înțelegea cerințele. Exact. Și sunt copii foarte inteligenți care ar face față cu brio, dar faptul că nu cunosc foarte bine limbajul, nu reușesc să comunice cu noi, se închid în ei și e foarte greu să ajungem la ei. Și socializarea e dificilă cu colegii, pentru că dacă nu
cunosc toate cuvintele, nu pot să comunice cu ușurință. În ceea ce privește partea de limbă, efectiv, gramatical, cum spuneți dumneavoastră, golurile sunt imense. El nu cunoaște la clasa a patra noțiunile de substantiv, deci morfologie, sintaxă, cu atât mai mult nu cunoaște regulile de scriere în limba română. Scrierea cu literă mare la început de propoziție și cu atât mai mult nici forma literelor nu respectă forma literelor din alfabetul român. Era într-adevăr un copil timorat care greu ridica privirea din pământ și spunea că îi este dor de colectivul, de prietenii lui, că acolo s-a născut, acolo a crescut și practic a venit într-o țară pe care o cunoștea doar din poveștile mamei, tatălui și când venea la bunici în vacanță. Este trist, trist și dureros, dar să sperăm că va fi bine. Am rămas impresionat de determinarea pe care o au acești elevi să se întoarcă la un moment dat acolo, ca niște învingători, aș zice eu. Am mers acolo împreună cu părinții. Eu mi-am făcut treaba, m-am adaptat foarte bine acolo, m-am adaptat la școală, mi-am făcut prieteni, m-am adaptat la programul acela de after school, care era în școala respectivă, da? Să-mi fac temele, să fac activități sportive, socializare și așa mai departe. Însă părinții mei nu au putut să facă lucrul acesta. Ba mai mult s-a întâmplat ca părinții cumva să-și scuze nereușita, au dat vina pe elev. Dar pentru a-i putea explica, este destul de greu să explici unui copil de ce ne întoarcem acasă. Și atunci e la îndemână, să spunem, sau au ales această soluție. Uite, pentru că tu nu prea te descurci acolo la școală. E pentru binele tău. E pentru binele tău să ne întoarcem acasă. Bineînțeles, elevul respectiv și-a dat seama că practic a fost un eșec al părinților acolo. Nu s-au putut adapta. Niște condiții lesne de înțeles. Nu? Când ne facem socoteala simplă, cât câștigăm acolo, cât este chiria, care sunt cheltuielile, ce înseamnă o asigurare de viață, ce înseamnă o asigurare la mașină. Nu? Ne putem gândi că, uite, în Germania, cea mai mică asigurare este 1000 de euro. Nu? Ei, și așa mai departe. Da, deci elevul reușește să conștientizeze, poate din discuțiile care le aude între părinți, poate din discuțiile pe care le au părinții cu vecinii, cu mediul respectiv, cu rudele, și a înțeles că nu a fost greșeala lui. Însă, asta am observat la mai mulți elevi. Ei sunt hotărâți să se întoarcă acolo, cu un alt statut. Este una din primele lecții pe care viața îi învață pe acești copii. Întoarcerea în țara natală a părinților și dificultățile de integrare nu reprezintă eșecul lor, ci al celor care le-au dat viață și care au făcut totuși sacrificii să le fie mai bine. În Italia li se spunea stranieri. Știți că întotdeauna între copii există o rivalitate, există o competiție, există și unii dintre ei încercau să-i izoleze sau să existe inclusiv bullying. Dar ce s-a remarcat este a fost o foarte mare atenție și implicare a cadrelor didactice din țările respective, care aveau foarte clar definite conceptele și norme cum să intervină într-o situație de marginalizare, de bullying, de stigmatizare a unui copil. Iar când s-au întors în România, erau porecliți, etichetați italianule, spaniolule și de multe ori, pentru că între copii există competiții, spuneau, vezi, degeaba ai plecat, tot aici te-ai întors, nimic n-ai făcut, vezi că nu mai ești la fel de bun cum erai. S-au întors într-un mediu în care din nou trebuie să facă un efort și de data asta nu mai există aceeași disponibilitate pe care unii dintre ei au găsit-o în școlile din țările europene de a fi ajutați, sprijiniți din partea celorlalți. E o luptă pe care și ei și părinții lor o duc singuri. Statul român declară că și-ar dori întoarcerea acasă a celor plecați, dar odată ajunși aici, sistemul de educație cel puțin se dovedește neprimitor pentru copiii remigranți. Și asta în condițiile în care fenomenul a luat la amploare în ultimii ani. Conform publicației Scena Nouă, în 2020 au fost peste 8.000 de copii care s-au reînscris în școlile din România. Pe baza documentelor de școlaritate aduse de părinți, inspectoratele școlare dau aviz de echivalare a anilor de studiu din străinătate.
În lipsa acestor documente, copilul este doar audient la cursuri, adică nu este ascultat, nu îi se pun note, până când o comisie din școală îl evaluează și decide în ce clasă poate să se înscrie. Din acel moment, tot greul cade pe umerii cadrelor didactice, care n-au niciun protocol oficial de la minister care să ofere soluții la problemele copiilor remigranți. Cu cât copilul a petrecut un număr de ani mai mare în spațiu din țările europene, și iată, vă citesc că am aici o listă de unde vin copiii, cel puțin din anul acesta școlar, Austria, Franța, Anglia, Belgia, Italia, Germania, Spania. Și mai nou, avem doi copii veniți din Statele Unite ale Americii. Sistemele și acolo sunt diferite între ele, nu neapărat diferite față de sistemul românesc. Sunt situații în care limba română este pe jumătate cunoscută și sunt situații în care limba română este, știu eu, 10% cunoscută. Dar nu este cunoscută limba literară, limba care se vorbește la școală, limba în care copiii studiază la toate disciplinele de studii. Și atunci problema aici intervine. Ei nu cunosc niște termeni, nu cunosc niște expresii. Știți că limba română este foarte bogată în expresii. Și atunci dificultatea lor în asta constă în înțelegerea textelor, în înțelegerea problemelor, în înțelegerea itemilor, în descifrarea lor. Lor le trebuie un timp mai mare. Le-ar trebui pe cineva de sprijin, mereu lângă ei, care să le explice itemul respectiv. Numai la școala gimnazială numărul 1 din Suceava s-au înscris în acest an 18 copii remigranți și deja se primesc mail-uri cu solicitări pentru anul viitor. Reușita lor școlară depinde de dorința profesorilor de a-i ajuta și care fac voluntar cursuri suplimentare și le acordă o atenție deosebită în condițiile în care în clasă mai sunt 30 de copii de care trebuie să aibă grijă. Importantă este de asemenea și implicarea părinților care le plătesc meditațiile. Nimeni nu ne-a învățat exact ce trebuie să faci în situația... Da, ni s-a spus, poate, în cursuri, la școli, până ce am făcut. Da, o să vă întâlniți cu aceste situații. Dar exact ce ai de făcut, nu. Și e o chestie de la particularizată, de la caz la caz. Adică chiar trebuie să știi să te adaptezi pe situația dată. Nu-ți poate da nimeni o rețetă și să-ți spună clar, așa trebuie să faci. Sunt mulți factori care influențează toată această situație. Deficitari sunt la, să zicem, la stima de sine, la încrederea pe care o au, că se simt ca ultimii veniți și, deși colectivul i-a acceptat foarte bine și sunt prieteni, nu, și au prieteni, dar încă au așa o reținere și emoțional sunt tot timpul, nu au încredere în ei. Toți frații sunteți născuți în Austria. Tu mai știi când au plecat părinții tăi din România? Ți-au povestit? Da, au plecat și mama. Din câte știu, cam acum 17 ani sunt. Mult timp. Și știi de ce a plecat? Ai întrebat-o de ce a plecat din România? De-aia povestiți-mi. Cum e viața în Viena? Cum e să trăiești în Viena? Nu a fost fain, numai că nu a fost fain că nu am avut prieteni, adică nu am avut români ca să... și nici nu erau lângă noi, dar în rest am avut multe magazine lângă, am avut și trenul. Ce vă place vouă cel mai mult aici? Putem să ne înțelegem cu colegii, adică sunt și români și că în Austria aveam și turci din Serbia, din toate țările aveam, dar România e și mai fain. În județul Iași, în ultimii ani, s-au rematriculat câte 400 de copii. Raluca s-a născut la Ierbiceni. Când avea 7 ani, a plecat în Spania împreună cu mama sa. Acolo a început școala și a fost înscrisă direct în clasa a doua. Am gândit că o să fie mai bine. Așa. Pentru că și ea nu își găsea de lucru și de asta am vrut eu să plec în Spania. Profesorii erau foarte amuzanți. Te lăsau să te mai joci prin clasă, să vorbești. Nu-ți dădeau multe teme, chiar deloc nu-ți dădeau. Anul următor a venit acasă și a mai făcut 2 ani de școală. Apoi s-a reîntors în Spania, a început clasa a patra acolo, dar în semestrul al doilea a luat din nou drumul spre casă și s-a rematriculat la școala din Ierbiceni. Datorită faptului că a stat împreună cu bunicii și cu mama ei,
a reușit oarecum să se adapteze cerințelor învățământului nostru și a reușit să recupereze oarecum rămânile în urmă în ceea ce privește comunicarea în limba română. Și mai zilele trecute eu stăteam de vorbă cu un vecin care s-a reîntors din Franța, are 3 copii și toți sunt aici la școală, s-au încadrat, merg foarte bine. Aur să-mi dea și nu m-aș mai reîntoarce înapoi în Franța. Au anumite dificultăți emoționale, comportamentale sau chiar relaționale. Povestesc, da, experiența pe care au avut-o în acea perioadă la școala din străinătate și fac o comparație, da, între școala de acolo și cea de aici. În 2021 s-a înregistrat chiar o premieră. Din 380 de elevi veniți din afară, 300 s-au înscris pentru prima dată în școlile din Iași. Pentru fiecare dintre acești copii ar trebui să existe un plan individualizat de sprijin. Există o strategie, nu vizează neapărat doar această componentă, pentru că, așa am menționat și la început, cumva și județul, dar și, să zicem, configurația aceasta complicată a învățământului românesc are legătură cu un întreg sistem. În condițiile în care, într-un anumit județ sau într-o anumită regiune, că suntem în regiunea de nord-est, și iarăși avem aici o întreagă discuție de făcut care sunt caracteristicile acestei regiuni. Deci când într-un județ există inechitate socială, când există o diferență dintre urban și rural, când există un accent sau un nivel destul de mare al migrației părinților spre alte zone, evident că va fi și această reîntoarcere, e cumva o importantă și această viziune globală, adică să evităm abandonul școlar. Când ar trebui implementat acest proiect? Din ceea ce s-a menționat deja, în luna martie ar trebui să intre în acest proiect 750 de școli. Și are și finanțare? Adică e un proiect? Da, este un proiect prin PNRR. Dacă nu vom face, să zicem, ceea ce ține de noi, e clar că aici pot să apară probleme. Am avut foarte multe cereri și noi ca sindicate, prin care am solicitat în special consilieri școlari, dar în cazul de față cred că putem vorbi nu doar de consilieri școlari, pentru că este foarte greu pentru un profesor care are o clasă în care mai apar 2-3 copii veniți din Marea Britanie ori Italia și unde aceștia chiar nu cunosc foarte bine limba română, să lucreze și cu ei, pentru că inevitabil în acel moment prejudiciezi educația celorlalți. Nu este singura problemă care nu este în care nu suntem ajutați, așa că mă abțin. Dacă de anul viitor veți avea 2, 3, 4 astfel de copii într-o clasă, ce veți face? Voi încerca să mă descurc, pentru că așa suntem noi. Trebuie să facem față și să ne adaptăm la tot ce este nou. Cert este că ar trebui, după părerea mea, implementat un program la nivel național pentru acești copii veniți din afară și sprijiniți mai mult, spun eu, da, pentru a putea face față noilor provocări pe care le întâlnesc. Bineînțeles, nereușind să rezolve sarcinile de lucru, se descurajează, scade stima de sine a copiilor și apar tot felul de probleme. La una dintre fetițe mi-aduc aminte că mămica, când era în clasa 1, la un moment dat mi-a spus: cred că o să abandonăm, că noi nu facem față. După care am luat-o ușor, ușor și s-a dovedit a fi o fetiță de nota 10. Au plecat să le fie mai bine, iar copiilor să aibă un viitor frumos. Statutul de străin i-a împins înapoi în țara lor. Au făcut sacrificii și au ridicat vile impunătoare, dar multe dintre sufletele lor au rămas goale, în căutarea lumii unde să se simtă acasă. Noi încercăm să nu dezamăgim, ca să încercăm să o încurajăm, să fie bine aici. Ca să fie bine aici, ca să nu mai întoarce înapoi. Chiar dacă aici pentru ea încă nu este acasă. Da, nu este acasă. Da, sperăm pe parcurs să devină acasă ei. Dacă ar fi, eu știu, să ți se îndeplinească acum cea mai mare dorință a ta, care e aceea? Tot aia, să mergem în Italia. Ok. O să fie bine. Îmi sper. Cu siguranță.